I fucking forgot what the fuck I wanted to say. După grămadă de timp și anumite evenimente ce s-au întâmplat în viața mea, vreau să zic, să zicem, o chestie. Cum ar fi ca să fii tu însuți, deși majoritatea oamenilor o să încerce să te schimbe, cum încearcă și pe mine să mă schimbe, pentru că, nu știu, poate râd prea tare, poate îmi stă părul ciudat sau îmi port părul într-un anumit fel, iar acești oameni te judecă pentru că lor li se pare ciudat. Sau că ai dinții nu știu cum, sau că, I don't know. Cum vreau să zic? Am filmat la un moment dat un clip despre, cum naiba, era ceva legat că majoritatea prietenilor mei și lumii zice că mă schimb. Când colo, nu e adevărat. Eu sunt tot același, doar că mă îmbunătățesc, pentru că nu poți fi, nu știu cum să zic, aceeași persoană non-stop. Trebuie să te schimbi, e bine să te schimbi, deși majoritatea prietenilor mei zic că mă schimb în rău, dar nu e adevărat. Atunci când pur și simplu, știi cum e aia? Te saturi. Te saturi să fii bun, te saturi să fii, nu știu, să te schimbi după bunul lor plac. De ce dracu aș vrea să mă schimb pentru, de ce dracu ai vrea să te schimbi după bunul lor plac? Pentru că doar nu ei trăiesc cu tine, tu te cunoști absolut de bine cum ești, ce îți place și ce nu îți place, ce îți face plăcere și ce nu îți face plăcere. Așa că, de ce dracu ai vrea să te schimbi? Mai bine rămâi la fel cum ești tu, îți îmbunătățești lipsurile, acele părți, nu știu, din comportamentul tău sau poate din fizic. Uite, nici eu nu arăt wow sau chestii din astea. Bine, nu e ca și cum mă duc, nu e ca și cum ajung în fiecare zi acasă și mă trag de fiare. Nu, pentru că îmi place cum arăt. Hai, nu tot timpul, pentru că și eu mă judec pe mine. Marius arăt așa, vai, Marius arăt așa și nu știu ce chestii. Dar faza e că chiar îmi place cum arăt. Chiar îmi place, uite, cum îmi stă părul, cum am ochii, cum am nasul. Dar sunt și zile în care pur și simplu mă urăsc. Nu știu, poate că sunt prea bun sau poate pentru că, nu știu, lumea crede că, nu știu cum să zic, majoritatea lumii de aici, din locul de unde lucrez eu, are impresia și crede că sunt ceva nebun, sunt vreun mare idiot, vreun mare prost sau dracu știu cum. Când colo nu e așa. Eu sunt la fel acasă, când vorbesc cu cineva, când lucrez, mă exprim așa cum vreau eu. Nu e ca și cum la lucru sunt o anumită persoană și acasă sunt alta. Asta înseamnă să fii fake. Și de ce naiba aș vrea să fiu fals când eu nu prea știu să fiu fals? Dacă vreau să râd, am să râd. Dacă vreau să fac tot ce vreau eu să fac, să urlu, să țip, pentru că majoritatea timpului cam asta fac. Iar ceilalți oameni, mamă, Marius, urli, de ce ai părul așa, de ce? Cum să zic, viața-i fac prea scurtă ca să, bine, de fapt dai importanță a, nu știu, lucrurilor ăstora. Că cineva zice că ești grasă, că ești prea slab. Da, uite, dacă ești grasă, poți să faci ceva în cum vreau să zic? Poți să faci ceva cu corpul tău ca să te schimbi.
o grămadă de exerciții, o grămadă de diete și poți pur și simplu să-ți slăbești pe chestia asta. Dar când vine cineva la tine să zică că să te schimbi pentru că lui nu-i place că, nu știu să zic, ai dinții strâmb. Care problemă? Trebuie să fim noi bucuroși de noi, să ne bucurăm de ce avem, de mâinile noastre, că vedem, că auzim, că totuși avem ce pățărele. Că avem nu știu cum să zic. Bunăvoința, starea și toate chestiile astea să facem tot ce vrem noi. Și să fim, cum să zic, trebuie să fim fucking recunoscători pentru absolut tot ce ai, tot ce avem. Că mergi, că poți să dormi sau că poți să respiri. De exemplu, majoritatea sunt mulți oameni care pur și simplu se nasc cu anumite probleme. Iar noi pur și simplu ne plângem. Nu am mușchi, vai, nu mă plac, nu am, nu știu. Uite cum am eu aici. Partea asta de păr, de cap, e oarecum chelie. Și ce poți să fac? Pui niște ulei și pur și simplu schimb chestia asta. Bine, dacă nu crește, asta e. Dar vreau să subliniez faptul că, uf, de ce să te schimbi? Rămâi cum vrei tu. Fii, mi-e greu, de multe ori îmi vine să vorbesc în engleză. Be fucking yourself. How the fuck? Why you care what people say? They don't know you, nu te cunosc, nu știu cum ești tu, așa că mai bine fii tu cum vrei tu. Be your fucking self. Și bucură-te de viață. E fucking viața prea scurtă ca pur și simplu să, nu știu cum să zic. Bucurați-vă de voi. Pentru că oamenii o să vă judece, mamă, la orice pas, indiferent de ce faci. Așa zic. Mulți sunt proști, alții sunt deștepți. Depinde de felul în care te privesc. Chiar aș vrea, nu știu, să oamenii să fie, să-și vadă de treaba lor, să fie ei înșiși. De ce vrei să te schimbi? Să fii fake? Sau poate e așa la modă? Ok, eu am fost Marius Stone, chiar vă rog să vă gândiți să nu mai fiți fake. Și o viață ușoară la ăștia care sunt fake.